caută forma după cap. Salutare tubi, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Test Pack Please Ignore. Ultima dată a fost acum aproape o lună când am filmat, pentru că am filmat cu două săptămâni înainte de câteva episoade, cred că vreo 5. Pentru că voiam să am și material să pun măcar câte un episod pe zi și acum bănuiesc că ar cam fi cazul să revin la serie. Ultima dată, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel pentru că văd asta în mână, am cam fost dezamăgit de faptul că query-ul are rețeta schimbată și dacă stau să mă gândesc, e de fapt o chestie normală. Și am zis ok, nicio problemă. Singurul lucru care m-a deranjat mai mult este faptul că acum, pentru a obține steel, ai nevoie de o armură de chain pe care nu o poți obține chiar așa de ușor. De fapt, se obține chiar foarte greu. Și așa că în episodul ăsta o să încercăm să facem niște Elumite pentru unelte. Pentru că dacă nu mă înșel, Elumite-ul este destul de puternic. Nu scrie aici, mă rog. Bun, hai să vedem. Deci ce avem nevoie pentru Elumite? Avem nevoie de două bucăți de obsidian. Mă rog, am luat vreo 8 ca să am acolo. 5 aluminium, 2 iron și 2 obsidian. Ok, deci aluminium. Hai să luăm 10, 2, mă rog, adică 4 d-astea. Și 4 iron? Cred, nu sunt sigur. În fine. Cam așa ar veni pentru 2, cum ar veni 2, ce? 5, 2, 2, da, obsidian, aluminium, tot acolo. Și le punem, uite aici, mai avem un nugget, cum nu zic un nugget. Oh, deci, am înțeles. Chestia asta nu o să fie prea drăguță. Gata, asta a fost tot ce avem noi. Ups, mă scuzați pentru asta, am închis ușa. Bun, avem iron-ul, aluminiumul și obsidianul, adică 18 bucăți în total și ar trebui să ne iasă Elumite din chestiuța asta. Nu înțeleg de ce îl mai țin acolo, mă rog, e doar un nugget de gold, nu-i foarte mult. Chestiile astea le pot obține lejer dacă mă duc în Nether. Dar e bine de știut, adică putem planta chestiuțele alea. Și mi-a zis cineva, am văzut și un comentariu, pentru că da, acum am timp să citesc comentariile for fuck's sake, adică nu că am timp, ci le citesc și pot să răspund la ele, pentru că le citeam și înainte, dar având în vedere că aveam deja filmat mult în avans. Da, mi-a zis cineva că chestiuțele astea se pot pune decât pe pământ. Și da, apare nu. Nu e așa. Mi-am luat țeapă. Anyway, probabil că... de fapt, nici nu știu. Nici n-am și mai vagă idee cum se pun astea. Avem molten aluminium, care este rozaliu. Și acum avem și molten iron și... oh, uite, putem schimba între ele. Deci aici merge. Foarte tare că am văzut chestiuța asta. Bun. Pam, 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 pam. Așa, și acum avem 12 ingoturi de Elumite. Cu de ce 12? Nu știu, n-am nici cea mai vagă idee. De fapt, ia stați că avem, mai avem ceva pe aici. Hai să mai luăm. O să trebuie să mai mă duc să mai strâng niște aluminium. Și iron. De fapt, stați că sunt curios de o chestie. Aici vreau să testez, să văd cum aș putea să... oh, și văd că s-au schimbat câte ceva. De ce dacă n-am văzut chestia asta când am intrat? Adică, mă rog, trebuia să o văd, dar n-am văzut-o pentru că sunt un chiorete. Oh, well. Deci vreau să încerc ceva întâi de toate. Vreau să văd așa. De fapt, nu. Nu vreau să fac vreo tâmpenie. Mă rog, nu aș avea ce tâmpenie să fac, dar hell. Hell e. Yeah. Bun, prima dată scurgem asta. Are o tentă așa rozalie, foarte drăguță, totuși. Bun.
cred că ar mai veni încă una. Bun. Are o inimioară pe aia. Lol. Ciudat. În fine, vreau să văd așa. Dacă să zicem că punem jumătate din aluminium la prăjit și o să facem cu ingoturi, nu o să facem cu aluminium or. De fapt, nu știu cum o să vină. But hell yeah. Mai avem decât foarte puțin aluminium. A, ca temetul, trebuie să mă duc să mai minez. Să-mi iau și pâinica. Bun. Așa. Hai că se prăjește acum. Bun. 4, 6, 8, 10. Bun. Avem 10 ingoturi. Deci să zicem că luăm aluminiumul. Aluminium, ok. Și acum o să prăjim și ironul. Și obsidian. Ah, dar asta înseamnă că o să avem nevoie de mai mult obsidian, dar dacă stau să mă gândesc, cred că e bine să facem așa, dacă e să punem, să văd, să încerc gen cu 5 aluminium și două de-astea și așa, adică așa facem economie de iron, de fapt, facem economie de iron și de-astea, pentru că, hei, o să mă duc și o să-mi iau mai mult, de fapt, nici nu știu, sunt curios cu tot să iasă în total, sper să iasă, adică cred că iese bine, mă, cred că eu pur și simplu pierd timp acum, mă bate logica. Bun, deci aici am avut 4... 5, deci am avut 10 de-astea și din care putem să facem 20 doluri. Deci, da, mă gândesc bine să zic așa, zic eu. Bun. Avem 8 ingoturi. Și, din păcate, nu putem să le scoatem. De fapt, what the fuck, man, puteam să folosesc iron normal, nu trebuie neapărat să-l prăjesc. Așa, stai să desfac și aluminiumul ăsta. Și acum am avea 10. Deci, teoretic, din ce avem aici, putem să facem de două ori și să păstrez 5 aluminium și ceva iron. Pentru același obsidian și aceeași cantitate de alumite. Ok, arată ciudat. Încă arată suficient de ciudat, adică nu știu ce zici voi. Hell yeah. Bun. Am făcut și un screenshot. Bun. Și mi l-a pus și pe imgur. Foarte tare. Haide, mă. Bun. O să consider decât că s-a topit până ajung eu să-l pun aici. Și îmi place așa că are o tentă roșiatică. Mă rog. Cam așa e. Și îmi place așa cum se scurge. Chiar îți dă senzația de lichid. Bine, lichid e, da. Înțelegeți la ce mă refer. Bun, și acum dacă ne ies tot 12 de-astea, înseamnă că am fost proști prima dată. Aulea, fuck, stai. Căcat, nu e bine. Nu e bine. Pe ăsta îl luăm. Două de-astea. Două de-astea. Și... 5... De fapt, nu, n-ar trebui. Ar trebui să-mi dea 6? Da, 6 ar trebui să-mi dea. Pentru că ultima dată am folosit aici, cum ar veni, 10... Nu, 5... Da, 10 de-astea, adică 20 de ingoturi și 8 iron... Adică, mă rog, de fapt, 4 oruri și cât iron nu veni acolo, mă rog. Da, acum clar... Nu, de fapt, clar e aceeași cantitate, dar pur și simplu am pierdut timpul. Acum că stau și mă gândesc,
Încă am făcut receiver, cred, obsidian. Sau de fapt, nu, eu știu, habar n-am, lăsați-mă să văd acum câte de-astea, câte de-astea o să avem. Că dacă o să vină 6, înseamnă că am făcut bine ce am făcut acum și că o să avem mai mult Elumite. Ce naiba? Oh, am mai păstrat obsidian, ok, deci avem 3 molten elumites, da, pf, e degeaba. Am făcut degeaba ce am făcut. De fapt, nu mai e nevoie de asta, 5 aluminium, așa. Și acum, cât încă 2 de-astea. Și or să iasă 6, deci degeaba. A, n-am pierdut decât timp, n-am pierdut cine știe ce. Bun, și o să vreau să sparg blocul ăsta în prima și prima dată. Că a crescut copacelul. O să trebuiască să fac un pickex din ăla, nu un pickex, un ciocan și un lumber axe. Adică de la care taie ca lumea și de la care sparge ca lumea, să nu mai stăm și să pierdem timp. Ok. Bun. Și după asta ar trebui să avem 6 bucăți de Elumite aici. Da. Așa că punem. No. Așa. Gata. Acum e bine. Mă, ideea e că o să avem destul de multe oruri și chestii din astea. Avem destul de materiale și o să... Stau, eu bănuiesc să le multiplic pe toate, adică mă rătucii pe aici, cum ar fi iron-ul, osmium-ul, parcă am văzut că nu se poate. Să mai fac rost de aluminium. Momentan. Oh, aluminium orberi, asta e fain. Oh, e bun, bun. Nu, chiar sunt curios cum crește aluminium ăsta, că am văzut că aluminiumul se găsește destul de greu și dacă nu găsim... chestiuță din aia încât să crește aici. Oh, uite aici am putut să o pun. Foarte fain. Bănuiesc că poți să o pui la o anumită de asta sau îți trebuie întuneric, ce naiba. Uite și acolo am putut să o pun. What the fuck, poți să o pun și pe ăsta și pe... Au. Înseamnă că... Ce fac, nu poți să o pun la lumină? Nu poți să o pun la lumină. Bun. Atunci, unde s-o pun? Uite, o pun aici. Aici și pe aia de gold nu am la mine, dar mă rog, lasă, n-avem suficient gold momentan. Ce de pe drept, n-ar prinde rău ceva gold în plus, dar hei, e suficient cât avem noi. Bun, încă 12 ingoturi, oh yeah. Și de fapt stai, 12 ingoturi și un bloc și încă 3. Dar e bine că l-am... le-am luat la mine, adică e foarte bine, foarte fain ce pot să zic. Nu e ca și cum acum, oricum trebuie să le topesc, pe ăsta-l pun la păstrare, cum ar veni. Îl pun aici. Și asta și acum o să am nevoie de următoarele. De o de-asta, de două de-astea, de un de-asta și de o de-asta. De fapt, stai, nu facem așa. Ok, acum observ cum e. Deci, am nevoie de o de-asta. De fapt, o să am nevoie de un tough rod. Pastea a doua le fac din altceva. Și o să vedeți voi în episodul următor. Și un de-asta. Și un de-asta. Atât o să fac din... chestiuța asta roz. Ok. O... din Elumite. 3, 8, oh, doamne, dacă chestia asta îmi consumă 8 ingoturi. Oh, fuck. O să fie destul de interesant. Nu știu dacă am suficient. Oricum, de fapt, nu am suficient. Deci o să trebuiască să mai fac roz de aluminiu. Mai trebuie să fac roz de...
Obsidian o să luăm și din obsidian o să facem... Mai lasă că nu mai fac eu nici de asta. Fac decât capetele din Elumite și văd eu ce fac restul. Ok, deci vedeți o groază. O groază de asta, god damn it. Bun, avem un cap de pickaxe. De pickaxe de ciocan și mai rămas cu un singur de ăsta, holy fuck, mate. Nu mai avem. Ce mă? Oh god, stai că trebuie să mai punem. Fine, ce drăguț, bine că l-am pus la păstrare, a? De fapt trebuia să mă fi gândit. Mai punem două. Durability, usage speed, reinforced 2. Și obsidianul cât o avea. Oh well. Stați că trebuie să mergem să luăm cărticica roșie pentru asta, să vedem. Oricum Eliu mai tot teoretic ar trebui să fie foarte bun. Cu el ar trebui să putem... Ar trebui să putem să minăm chestiile din Nether, adică cobaltul și cealaltă chestie. Deci mining speed 8, ăsta are mining speed 7, mining level 3, obsidian. Ok, deci ăsta e bun, ăsta e bun. Și obsidianul este... E bunicel. Logica, le mai tu mai bun, dar de unde atâta fericire, de unde atâta aluminium? O să trebuiască să mai fac o sesiune de minat off-camera, sau nu știu, on-camera, off-camera, cum o fi, doar să fie, că încă se prăjește acolo. Bun. Așa. Avem astea. Ar fi trebuit să-mi fac și un pickaxe. Da, e bun și hammer-ul, momentul de față. Oh well, hai să o lăsăm așa, știți? Hai că încheie aici acest episod. Am făcut chestiile astea două în episodul următor. O să facem... o să terminăm itemele cum ar veni. O să punem ceva modifier-uri și o să mergem în Nether. Opa, opa, opa! Oh my god, ce era să... Oh, doamne. Oh, fuck, și sunt și mob pe aici. Ok. Nu, n-a crescut chestia, voiam să mă uit dacă a crescut deja. Da, n-a crescut. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Pentru viitor, am fost Cristi și o să ne auzim data viitoare cu un alt clip. Bye, bye!